Rânduiala liturgică de pregătire a Marelui Mir s-a încheiat astăzi la Mănăstirea Duminica Sfinților Români din Capitală. La faza finală a procesului de preparare a Marelui Mir au participat înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului și preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Slujba de sfințire a Marelui Mir va fi săvârșită mâine la Catedrala Patriarhală prin rugăciunea preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a ierarhilor din Sinodul Bisericii noastre la 9 ani de la ultima sfințire. În mirostirionul de la Mănăstirea Duminica Sfinților Români, sfințit luni de Patriarhul României, a avut loc astăzi ultima parte a rânduielii liturgice de pregătire a Marelui Mir. Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului și preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, împreună cu preoții și diaconi îmbrăcați în veșminte, au săvârșit rânduiala fierberii de coctului de plante cu ulei și a adăugării rezinelor și a uleiurilor esențiale mirositoare. Întreaga rânduială a fost însoțită de citirea pericopelor evanghelice rânduite. Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelept pe pescarea i-a arătat. Această zi este ziua preparării și terminării acestui proces de pregătire a Marelui Mir. Ceea ce s-a făcut ieri, acel decoct în cele trei vase de 250 de litri fiecare, acest decoct a fost încălzit ca să fie fluid, să se poată transfera în cazanul cel mare, care de 1000 de litri. Decoctul s-a făcut cu plante și cu vin. Plantele au fost fierte în vin. Acum, transferat în cazanul cel mare, după ce s-a pus o cantitate de vin care a rămas de la preparatul de ieri, s-a turnat cantitatea esențială, deci materia principală, care este untdelemnul de măsline. Și s-a continuat amestecul acestei combinații. Vinul rămânând jos protejează ca uleiul să nu fie prins de fundul cazanului și să se altereze, să se ardă. De asemenea, cazanul este unul special cu pereți dubli în care este apă care circulă, apă caldă, deci procesul este unul lent, dar continuu. Pe toată suprafața cazanului se acționează asupra acestui amestec. Continuu se amestecă în cazanele mari, în cazanul cel mare, sunt patru persoane care amestecă continuu. Acest proces a fost încadrat complet, așa cum am făcut și ieri, într-un ritual liturgic. După 4 ore de pregătire, de fierbere, va urma faza în care vor fi puse acele materii uleioase. Acestea se vor pune în faza finală, după ce se lasă la răcit și la decantat. Asta este faza pe care o vom urmări astăzi. După ce deja s-a răcit, vor fi puse cele volatile, cele care am spus, și la sfârșit, astăzi și mâine, la sfințire sau înainte de sfințire, se va pune mir de nard curat, care deja încheie acest proces sau încununează tot șirul acesta al preparării Marelui Mir. Rânduiala pregătirii Marelui Mir se încheie cu închiderea focurilor, sunt 4 focuri, 4 surse de căldură, se închide pe rând și apoi se rostește o rugăciune de mulțumire adresată Preasfintei Treimi. Sfințirea Marelui Mir este o expresie a responsabilității pastorale a Bisericii Ortodoxe Române autocefale. Înainte de a-i fi recunoscută autocefalia în anul 1885, biserica noastră primea Sfântul și Marele Mir de la Patriarhia de Constantinopol. Totuși, Marele Mir a fost sfințit de mai multe ori pe teritoriul țării noastre de unii patriarhi răsăriteni. Potrivit rânduielilor canonice, Sfântul și Marele Mir poate fi
preparat și sfințit de către o biserică autocefală. Însă pentru că la noi, în principatele române, în Evul Mediu, condițiile erau diferite, atât Mitropolia Moldovei cât și Mitropolia Țării Românești erau dependente canonic de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, însă situația acestor două mitropolii diferea major față de eparhiile din cadrul Imperiului Otoman. Ele se bucurau de o foarte largă autonomie și Sfântul și Marele Mir a fost sfințit fie de către patriarhii orientali, mai ales de Constantinopol, Alexandria și Ierusalim, care au avut legături intense cu țările românești, din partea cărora au primit adeseori sprijin esențial pentru supraviețuirea în istoria destul de dramatică a acestor patriarhii apostolice orientale, au fost sfințit din mai multe rânduri. Prima situație de acest fel cunoscută este aceea din 1513, când patriarhul ecumenic Pahomie, aflat în Țara Românească, în timpul domniei voievodului foarte evlavios, deși foarte tânăr, Neagoi Basarab, trecut și el la rândul său în rândul sfinților bisericii noastre, a sfințit la Târgoviște, capitala de atunci a Țării Românești, Sfântul și Marele Mir. O a doua sfințire a avut loc foarte rapid după aceasta, în 1515, când urmașul lui Pahomil, Teolipt, a fost invitat de Sfântul Neagoi Basarab la sfințirea cunoscutei ctitorii de la Curtea de Argeș. Și astfel de evenimente au avut loc destul de des pentru a asigura nevoile celor două mitropolii din Moldova și Țara Românească. Iar după proclamarea autocefaliei bisericii noastre în 1885, sigur, până astăzi, sfințirea Sfântului și Marelui Mir s-a săvârșit de 21 de ori. Sfințirea din anul acesta este cea de-a 22-a. După recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de către Patriarhie Ecumenică în anul 1885, Marele Mir a fost sfințit în 1893, iar în România reîntregită, acesta a fost sfințit pentru prima dată la 15 aprilie 1921.